Eu zic cu. Adică eu, dacă aș fi în locul lor, aș prefera să fie cineva din familie lângă mine, cineva cunoscut. Chiar dacă e medicul curant și are o relație, dar poate să nu fie medicul curant în momentul ăla cu care ai avut o relație timp de 9 luni de zile, și atunci ai nevoie de cineva cu o figură familiară până la urmă, nu? Da, sunt tătiși care vor să intre, sunt tătiși care nu vor să intre, depinde acum de fiecare, dar am avut și situații când la o naștere prin cezariană, pentru că noi le permitem și lor să intre în sală și pur și simplu a leșinat. A fost emoția mult prea puternică, dar mie îmi place, pentru că eu când vin la consultații, vin împreună. Deci vine familia efectiv la consultații și atunci mi se pare normal și momentele alea soții să fie acolo. Și altfel se sudează relația dintre tată și copil. Știți, adică e foarte frumos momentul ăla când se face poze, ai pozele alea de, mă rog, din primele ore cu el, acolo pe masă, adică pacienta fiind pe masă, tată lângă și copilul pe mamă. Pentru că asta e frumos în ziua de astăzi, chestia asta cu ora magică. Și la nașterea naturală și prin cezariană, copilul e acolo. Adică copilul rămâne pe mamă toată operația, în momentul în care, mă rog, e în sala de operații, așa, iar la nașterea naturală, imediat cum e scos, el rămâne pe mamă. Și efectiv, tot procesul ăsta de alăptare atunci începe.